Mulțumesc, Peter. Prezentare extraordinară. Mă numesc Diana Vlase. Reprezint compania Dynamic Parcel Distribution, DPD România, în calitate de Strategic Accounts Manager. Practic, reprezint partea de clienți majori, key accounts ai companiei DPD România. Mă aflu astăzi aici, printr-o conjunctură favorabilă, aș putea spune. Mi s-a oferit această șansă să mă aflu în fața dumneavoastră și să fac această prezentare, să fiu prezentă la acest eveniment. Este o sarcină dificilă și de ce spun asta? Este pentru prima dată când fac o astfel de prezentare. Nu am avut ocazia până acum să mă adresez unui public atât de larg și atunci ce o să vă spun în următoarele 11 minute, ce o să vedeți și ce o să auziți de la mine, aș vrea să știți că am fost pregătit cu multă muncă, ce-i drept în mai puțin de o zi, cu multă muncă și mult exercițiu, astfel încât vă mulțumesc anticipat pentru aplauzele care vor reuși să mă ducă până la sfârșit cu această prezentare. În sesiunile anterioare, 11, domnul Lucian Aldescu, CEO-ul companiei DPD România, a prezentat cum a reușit, cum a povestit, de fapt, cum a reușit alcătuirea unei echipe, a construit o echipă minunată din care fac și o parte astăzi, step by step. Această echipă, construită de începând cu anul 1997, a constituit nucleul. În momentul de față, echipa este foarte dezvoltată și domnul Lucian Aldescu construiește în continuare alături de întreaga echipă DPD. Ce fac eu astăzi? Practic vă prezint viziunea unui nou membru al echipei DPD, pentru că experiența mea în companie se întinde pe un an și câteva luni și atunci sunt un nou membru al echipei și vă prezint cum văd eu apartenența. Aș vrea să vă prezint cum văd eu apartenența la această echipă. M-am alăturat echipei chiar într-un moment de sărbătoare. DPD-ul sărbătorea 15 ani de la fondarea companiei și atunci am avut ocazia să-i cunosc pe toți într-un cadru informal. Am cunoscut o echipă extraordinară. Dar ce m-a impresionat foarte mult la acea susire a mea în companie, dat fiind evenimentul respectiv, m-a impresionat foarte mult prezentarea pe care a făcut-o CEO-ul companiei. Și mai bine, haideți să vă povestesc și dumneavoastră despre, practic, despre ce este vorba, cum a început totul. În 1997, tânărul antreprenor Lucian Aldescu, alături de prietenul său, James Chip, s-au hotărât, ambițioși fiind, vor să fondeze o companie. Această companie s-a numit Pegasus România. Și-au alăturat echipei 5 copii de la Casa de Copii. Copii care au crescut și care au fost încurajați și cărora li s-a oferit o șansă, pe care au acceptat-o și care i-au răspuns cu respect și cu ambiție. Nu mi-a fost mare surpriză să aflu că acei copii, la vremea respectivă, acei băieți, de fapt, erau în continuare membri ai echipei DPD, după 15 ani, unii dintre ei chiar antreprenori cu business-uri în fază incipientă. Am vorbit atunci cu George, unul dintre acei copii, care mi-a povestit viața pe care a avut-o, cum a fost părăsit de părinți, cum a ajuns la acea casă de copii și cum, în momentul în care i s-a oferit șansa, a acaparat cu totul acel moment, a răspuns cu ambiție și a reușit, la momentul la care noi vorbeam, a reușit să fie unul dintre subcontractorii de succes ai DPD România, să aibă o familie, o nevastă și un copil, bineînțeles. Îmi cer scuze pentru această pauză. Exemplele au continuat. Aceste exemple de succes, de oameni care au reușit ca parte a echipei DPD să se dezvolte. Nu multe au fost exemple de colegi care au intrat în cadrul echipei în joburi simple de acest de vânzări, operatori de facturare și care la momentul acesta sunt în poziții cheie în cadrul DPD. Director de marketing, customer service manager și exemplele vor continua. Iar în acest moment
aș vrea să vă prezint exemplul aici de față. Pentru că în cei 10 ani de experiență în domeniul vânzărilor, experiență pe care m-am construit-o în timp în alte companii cu renume de pe piața din România, niciodată nu mi-a fost acordată această șansă. Această șansă de a vorbi unui public larg. În toată experiența mea, să zicem, prezentările pe care le-am susținut au avut un public de 3 persoane maxim, prezentări în cadrul unei companii, prezentare de business, bineînțeles. Totdeauna m-am întrebat cum ar fi să fie 5, 6, 10 persoane. Ce mă fac? Mă blochez? Probabil că da, dacă e prima dată. M-am ambiționat și mi-am dorit și mi-am exprimat dorința, chiar în cadrul companiei TPT, am zis că vreau mai mult. Aș vrea să învăț cum este să comunic cu un public, un public numeros. Vreau să învăț să știu să fac o prezentare. Și răspunsul este cel de aici, astăzi. Mi s-a oferit această șansă. Mi s-a oferit, în primul rând, o încredere fantastică, pentru că vă dați seama, să trimiți o persoană care reprezintă compania înseamnă să ai încredere în persoana respectivă și încrederea aceasta mă responsabilizează. Însă ce este foarte important pentru mine este că mi oferă șansa de a evolua, de a merge mai departe, de a-mi atinge obiectivul. Pentru că sunt o persoană ambițioasă și o persoană cu obiective. Și aici o să-l dau ca exemplu pe un om pe care îl apreciez foarte mult, istoricul Neagu Giuvara, care spunea că în viață trebuie să ai ambiții, trebuie să ai obiective, pentru că altfel riști să te prăbușești psihic. Și așa este. Încerc să urmez, să mă ghidez după îndrumarea domnului Giuvara. Sunt o persoană ambițioasă, sunt o persoană care a vrut să învețe să picteze, s-a înscris la cursul de pictură și a învățat să picteze și pictează în continuare. A vrut să ajungă în Alpi cu bicicleta, a ajuns în Alpi cu bicicleta. Sunt o persoană ambițioasă, exact cum v-am spus. Obiectivele fac parte atât din viața mea personală, cât și din viața profesională. În cadrul echipei pe care o avem, ne setăm obiectivele trimestrial. Știm sigur care sunt căile prin care putem să ajungem la obiectivele respective. Și nu de multe ori m-am pus întrebarea, cum reușesc să obțin ceea ce îmi doresc? Păi cum reușesc? În primul rând trebuie să știu ce îmi doresc. Am niște obiective profesionale, am niște dorințe personale, am niște ținte spirituale. Trebuie să le știu. Mi le notez. Știu ce obiective am. Îmi notez căile prin care pot să ating aceste obiective. Este foarte important pentru că orice cale, sau există nenumărate căi care te pot duce la atingerea obiectivului respectiv. Însă, ce e mai important din toate aceste aspecte este ca respectiva cale să fie făcută, să mergi pe ea cu pasiune, cu ambiție. Pentru că, într-un fel, arată un obiectiv setat simplu, fără nicio emoție, și într-un fel arată un obiectiv a cărui cale ajungi prin pasiune. În prima fază poți, ok, a reușit, a atins obiectivul pentru puțin timp. Totul a fost frumos. Dar trece. În schimb, urmând calea pasiunii în atingerea obiectivelor, fiecare etapă, fiecare pas care te duce mai aproape de obiectivul respectiv, ar putea reprezenta un obiectiv în sine. Pentru că, practic, îți insuflă acea energie care te duce mai departe. Te ajută să mergi mai departe, te ajută să fii mai bun, să străiești viața din plin, te îmbogățește, te dezvoltă în funcție de tipul obiectivului spiritual, personal. Și asta vreau să vă recomand și dumneavoastră. Setați-vă obiective. Este un exercițiu pe care l-am învățat și de la managerul meu, care ne-a spus așa, luați-vă o hârtie, notați-vă 10 obiective în viața personală, în viața profesională. Nu contează. Alegeți cel mai important dintre acele obiective. Luați o altă hârtie și notați-vă 20 de căi prin care puteți atinge acel obiectiv. Din cele 20 de căi, alegeți pe primele 5. Urmați-le zi de zi, în mod constant, în cazul în care reușiți, mai aveți 15 alte căi la dispoziție. Mă gândesc că poate unii dintre dumneavoastră vor găsi, vor da seama, vor realiza cât de ușor este să atingi un obiectiv, o ambiție, doar prin simpla structurare acestuia, prin punerea pe hârtie.
Și știu că n-am ajuns la 11 minute și mai am un minut și 02:01. Însă vă mulțumesc că m-ați ascultat și încă o dată sunt prima oară aici și vă mulțumesc pentru această șansă și sper, este primul pas, dar cu siguranță vor mai rămâne și alții. Diana, îți mulțumim și noi foarte tare pentru toate lucrurile frumoase care ne-ai împărtășit. Urmează Teodora Migdalovici.